În comunitate. În comunitate. Cu Răzvan Ursuleanu. București FM în comunitate, corect. Stăm de vorbă din nou, așa cum vă spuneam și în primele minute ale emisiunii, stăm de vorbă cu Marian Staș. Marian este expert în educație. Estimabile, bine ai revenit în, cu mulți de re în față în emisiunea noastră. Mi-e dor de voi de nu se poate. La mulți ani, cu drag, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Cu mare drag, bine ai revenit în emisiune. Sperăm cu toții, dincolo de sănătate și de lucrurile care se spun de obicei. Apropo, Marian, știi, mă gândeam înainte de emisiune că de sărbători de regulă sau e ziua cuiva, noi urăm sănătate și fericire. Deci lucrurile acestea țin, dacă ai transpune, nu știu, într-o ecuație strict economică, de Ministerul Sănătății și de finanțe și alte lucruri. Nimeni nu spune o educație foarte bună pentru copiii tăi, adică nici nu se folosește să urezi cuiva să ai copii deștepți și culți și citiți și să aibă șansă în viață. Nu. Noi să fim sănătoși, că toate se întâmplă. Nu e neapărat necesar, chiar dacă ești sănătos, automat să devii pentru că ești sănătos și nu ești bolnav și un om educat. Te rog, Marian, spune. Minunat argumentul tău și mă duce direct la clasa 10-a, psihologie, piramida nevoilor, Abraham Maslow. De cele mai multe ori ne blocăm, așa suntem focalizați pe primele două niveluri pe care tu le menționasești. Cu alte cuvinte, nevoi fiziologice, sănătate, și al doilea nivel este cel al siguranței, shelter, adăpost. Și mai avem al treilea, al patrulea și până la be all you can be, până la împlinirea pe care ai menționat-o foarte frumos, împlinirea prin educație. Și educația unde e în piramida aceasta? Sus de tot, acolo la mansardă? În da, piramidă? Sus de tot. Și e mult până departe din toate motivele posibile. Și îți reamintesc, așa și amintesc radioascultătorilor, sau reamintesc radioascultătorilor, tulburătoarea parabolă din Jocul cu mărgele de sticlă lui Hermann Hesse, care vorbește despre Castalia, despre provincia pedagogică a Castalia, acolo unde se pregăteau viitorii maestri ai Jocului cu mărgele de sticlă. Cu alte cuvinte, cel mai rafinat, cel mai subtil, cea mai tulburătoare formă de devenire umană, și anume aceea pedagogică, prin educație, prin integrarea componentelor specifice, fie ele matematică, filozofie, filologie, istorie și așa mai departe, în cea mai frumoasă manifestare, și anume arta și maestria pedagogiei. Foarte frumos. Mă uitam înainte de emisiune pe pagina ta de Facebook, eu mai caz gura, știi, neavând nimic inteligent de spus sau de postat de multă vreme, mă uit măcar ce au mai postat alții și mă uitam pe pagina ta de Facebook și am văzut acolo câteva cifre. Noi am mai discutat și în anii trecuți, care dincolo de glumă și de faptul că discuția noi împreună cu ascultătorii este una așa de început de an, optimistă, cifrele în sine sunt cumplite. Adică atunci când vorbești de 400.000 de copii care abandonează școala, de un elev din 5 care nu ajunge să termine clasa 8-a, de 3 elevi din 10 care nu termină liceul sau o școală de meserii. Deci este înspăimântător, adică nu e o excepție. Ajuns să crezi la un moment dat că un copil, dacă ajunge să treacă prin formele de învățământ, să facă un liceu, eventual și o facultate, el devine o excepție și nu ceilalți. Total de acord cu tine, și ca peisajul să fie și mai grotesc, adică atât de mare hiatusul și atât de mari discrepanțele în interiorul sistemului, aș mai aduce aici încă o statistică din celălalt colț al argumentului. Recent a fost publicat un studiu, o statistică, poziționând România, cred că pe primul loc, dacă nu mă înșel, la nivelul european în materia rezultatelor la Olimpiade Internaționale. Erau date acolo 8 concursuri, iar noi eram în mod regulat mate, fizică, informatică, pe locurile 2-3 în Europa. Și iarăși e un aspect care ține de ceea ce înseamnă, dacă vrei, o educație bananieră, și mi-asum termenul ca atare, adică o educație cu o discrepanță imensă, ucigătoare, între ceea ce înseamnă elită, dar elita întotdeauna e în jur de 1, 2, 3 la mie. Gândiți-vă că, să zicem, din 3 milioane de copii, hai să punem așa, că 3.000 de copii sunt implicați, cel mult 3.000 de copii, în fazele de olimpiade naționale, internaționale și așa mai departe. Păi 3.000 din 3 milioane înseamnă cel mult 1 la mie. În rest,
având loc exact statisticile pe care tu le-ai menționat și care caracterizează extrem de rău grosul sistemului, adică ceea ce înseamnă politicile educaționale de sistem care au a fi transformate radical, radical au a fi transformate și cred că actuala formă a legii învățământului preuniversitar nu o să prea reușească să facă lucrul ăsta. Ca să demarăm discuția cu tema la zi, aceste secretoase sau, mă rog, ținute la secret pe surse, texte ale legilor educației, având ele încă 3 săptămâni până să intre în Parlament și o lună și ceva până când se iasă de acolo aprobat. Mi-amintesc de sintagmele folosite după 89, apropo de modelul occidental sau nu neapărat occidental, în diverse ramuri, economie, sănătate, învățământ de asemenea. Ții minte perioada cu modelul suedez, după modelul suedez. La un moment dat suna atât de bine model suedez că te gândești la mașini și la avioane și la altele, nici mai conta unde e aplicat, model suedez să fie. Inclusiv în învățământ. După care, că tot vorbim despre educație, despre învățământ, modelul finlandez, de asemenea cu câteva repere extrem de bine gândite. S-a discutat multă vreme și despre modelul american de învățământ și multe alte tipuri din diverse țări ale lumii. Problema mare este că toate aceste forme de învățământ au particularități extrem de diferite unele față de altele. Trebuie gândit în mod evident în așa fel încât să iei ce e mai bun și ce este mai aplicabil la nivel de România din toate aceste pachete gândite de asemenea pentru copiii, în primul rând copiii din țara respectivă. Adică, uite, spun Marian și dragi prieteni, că vom vorbi despre modelele de test PISA. Eu nu sunt, sunt de acord într-adevăr să fie luate cu copy-paste unele teste care au dat roade în alte țări. În același timp, cum era pe vremuri, trebuie cumva și traduse și adaptate pentru loc, pentru locul nostru. Adică dacă tu ai, de exemplu, într-un test, 3 fete care se întâlnesc, pe una o cheamă Helga, pe una Ingrid și pe una Astrid, e foarte frumos că sunt niște nume europene. E ok dacă faci lucrul acesta odată. Dar dacă în toate testele sau majoritatea lor, literatură sau altele, numele folosite sunt numai cu rezonanța altor țări și nu mai găsești o Ioana, o Claudia, e cumva nefiresc, mi se pare așa, pentru un copil. Asta este doar unul dintre lucrurile pe care eu le-am observat și te rog să mă contrazici dacă greșesc, că s-ar putea să greșesc. Nu deloc și mulțumesc pentru direcționarea conversației pe această direcție, care spune în esență un lucru dur și foarte critic. Calchierea, copierea tembelă și luarea de colo-colo a modelelor pentru că ele s-au dovedit viabile în Suedia sau Finlanda sau Statele Unite și aducerea lor aici în eterna și fascinanta noastră mioritică, este lovită de nulitate din start, pentru că, de fapt, toate modelele provin din 2 surse organice: culturile țărilor respective și nevoile educaționale ale țărilor respective. Așa cum iarna nu-i ca vara, nevoile Suediei nu sunt nevoile României și nevoile Finlandei nu sunt nevoile României și reciproc. Prin urmare, pledoaria pe care am să o fac eu cu toate vorbele, tu ai făcut-o mai degrabă indirect și critic, dar pledoaria pe care eu o fac explicit este exact pentru ceea ce acum lipsește pentru modelul românesc al educației de secol 21, iar acest model românesc al educației de secol 21, în primul rând, cel puțin pe segmentul educației preuniversitare, are a face un singur lucru și numai unul, înainte de orice, de a scoate școala din paradigma comunistă și a o duce în paradigma secolului 21. Iar ingredientele pe românește, așa, bine vă lasă ideologia și ce facem la firul ierbii, primul lucru pe care l-avem de făcut este să punem în fapt și să practicăm, în locul centralizării tembele de tip comunist și care duce clar la concluzia că o singură soluție, un singur tabel, un singur plan cadru, o singură măsură pentru 3 milioane de copii n-are cum să satisfacă în mod eficient nevoile și interesele acestor copii, trecerea, spuneam, dinspre această zonă către ceea ce în limba de lemn se numește descentralizare, în limba de lemn românească, iar în limba de lemn europeană se numește subsidiaritate. Subsidiaritatea are următoarea proprietate excepțională și care a fost pusă așa târâși, grăpiși, mai cu frică,
cu ceva curaj pe acolo, a fost pusă deja în fapt de 2 ani de zile, și anume subsidiaritatea înseamnă așa, păstrarea în proporție de 20% a elementelor critice de decizie strategică la nivelul, de pildă, al Ministerului Educației, respectiv valori, arii de învățare, competențe, ceea ce școala trebuie să facă ea în rol de sistem public, și transferul autorității și responsabilității cât de mult posibil până la 75, 80, 85% la comunități. Adică depinde la ceea ce înseamnă proiectarea curriculumului oferit de școli. Ori școlile pilot care au pornit deja de 2 ani de zile, 30 câte ori fie ele acum, 30 și ceva, tocmai asta fac și au asumat curajul de a face proiectare de planuri cadru la nivelul lor, lăsându-le pe alea de la nivel central să le facă cine le avea de făcut. Jumătate dintre elevii din România sunt analfabeti funcționali și din nou noi folosim sau se folosesc, noi sau cine le folosește, de foarte multe ori cuvinte despre care se presupune, sintagme, fraze și așa mai departe, despre care se presupune că sunt de înțeles pentru toată lumea. Și la un moment dat, știind că va urma această discuție și această temă pentru în comunitate, m-am uitat chiar pe Wikipedia ce înseamnă analfabetismul funcțional, dincolo de explicația fiecăruia. E mult de scrollat, dacă vrei să intri în amănunte, dar primul lucru care este menționat este următorul. Analfabetismul funcțional este o noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Eu, dacă îmi permiți, aș împinge un paragraf suplimentar, un articol nou, și te rog să-mi spui dacă îi dai viza. Eu aș spune așa, că dincolo de sau lângă cei care știu să citească dar nu înțeleg ce au citit, cred că ar trebui introduși și cei care știu să scrie dar nu se înțelege absolut nimic din ceea ce ei scriu. Pentru că din ceea ce observ eu și numărul acestor este absolut uriaș, mai ales că acum toată lumea are posibilitatea să scrie și să și expună undeva. Că există Facebook, există tot felul de modalități. E o planetă de scriitori. Toată lumea scrie cuvinte, unele după altele. Acum, fără supărare, pentru oricine crede că are filonul acesta poetic sau liric sau scriitoricesc, nu chiar ci toată populația de 8 miliarde de pe planetă are acest har. Serios. Unii chiar scriu și nu se înțelege nimic, nu doar eu, ci nimeni din ceea ce au citit. Și cred că suma acestor lucruri ne oferă aceste procente. Să-mi spui dacă e, din nou te întreb dacă e corect, Marian. E a doua temă tulburătoare pe care ai deschis-o. Am să-ți cer îngăduința să pun eu lucrurile într-o ordine așa pe care o prefer în această materie a conversației, pentru că tema e un pic mai bogată. Și ai să vezi că am să dau un model piramidal așa cu două niveluri, care face într-un fel dreptate și pune lucrurile într-o altă lumină. Uh-huh. În paranteză fie spus, universitățile serioase din lume, în primul semestru, trec copiii aia care sunt studenți și abia încep studiile de bachelor, studiile undergraduate, prin writing. Se cheamă expository writing sau se cheamă writing 101. Îi învață pe copiii aia să scrie cum să cuvine. Și acum revin la argumentul meu. Am terminat anecdotica și revin la model. Ceea ce ai menționat tu sunt de fapt efecte pe o singură dimensiune unilaterale, când de fapt sunt bilaterale. Există două mari categorii de analfabetisme. Și am să pun așa, analfabetismul funcțional e un pic ezoteric, nu prea spune mare lucru ce și cum. Dar în esență, din motive de absență brută, brutală, adâncă în educație a componentelor de gândire critică și de ceea ce înseamnă minte limpede, se manifestă. Deci efectele, cele două efecte sunt așa, analfabetism lingvistic și analfabetism matematic. Prin analfabetism lingvistic înțeleg coroborarea sau concatenarea celor două pe care tu le-ai menționat, cu cititul, neînțelesul și cu scrisul, iar analfabetismul matematic înseamnă exact ceea ce menționează atributul matematic. Am văzut eu cu ochii mei lucrare de control de copil de clasa 6-a, unde 40 de ore ori 90 de kilometri pe oră, 40 de ore ori 90 de kilometri pe oră. Apropo, scoate o foaie de hârtie și zi repede, cât fac 40 ori 90? După câte știi tu de matematică așa.
fără să menționez kilometri și ore și așa mai departe, 3600. Hai să vezi imediat de ce. Deci 40 ori 90 deocamdată. 3600, dar brut. Greșit, este greșit. Nu fac 3600, omule. Și toți cei care ne ascultați, să știți că 40 ori 90 nu fac 3600, ci fac 36, pentru că nu, 0 cu 0 se simplifică. Tu realizezi, ăsta este analfabetism matematic, nu contează că e mulțire și nu e împărțire. Știu că acolo unde am 0 cu 0, ele se simplifică, deci 40 ori 90 dau 36. Deci asta este partea urâtă, proastă a argumentului. Cealaltă are așa, ore de mulțit cu kilometri pe oră. La fizică am învățat copilul să simplifice ore cu ore, deci unitățile de măsură îi dau ore de mulțit cu kilometri pe oră, kilometri. Dar în loc să-i dea 3600 de kilometri, îi dă evident 36 de kilometri. Și acum, ca să închei argumentul, ăstea sunt baza, reprezintă cele două componente, analfabetism lingvistic și analfabetism matematic, pentru că există cauza rerum, există cauza de la rădăcină. N-am să-i spun funcțional pentru că ăla nu spune mare lucru. Cauza, din punctul meu de vedere, în școala românească este prezența adâncă, prezența adâncă, așa știi cum e igrasia în pereți, cangrenă de analfabetism logic. Om bun. Oamenii ăștia, copiii nu sunt învățați, copiii nu sunt învățați în școală ceva? Să gândească. Ai șpaclu, ai soluția anti-mucegai, anti-există? Sigur că da, există, fără da și poate. Am închis argumentul, prin urmare, din punctul meu de vedere, problema zero în școală, care ține de gândire critică, de transformare curriculară, de conținuturi, de toate alea, adică de ieșit din paradigma aia păcătoasă a cosorului lui Moceanu, dacă ți-auci aminte din cel mai bine între pământeni. Cosorul lui Moceanu, care are două părți, partea fier oasă și partea lemn oasă. De-aia îmi place mie. Sunt două cuvinte patru cuvinte diferite. Partea fe, asta e un cuvânt, partea fe. E așa, roasă. Partea B, una și roasă e cuvântul. Da, și partea L, noasă, da, absolut extraordinar. Imaginea aceea cu Dorel Vișan, parcă nu era Dorel Vișan. Așa. Deci, vezi? Da, de-aia îmi place mie să lucrez cu intelectualii. Aici suntem în foarte multe situații. Am fost și am văzut, de pildă, un lucru esențial pe care profesorii l-au învățat și l-au practicat așa cum se cuvine, este arta și măestria de a pune întrebări, asking the right question, care să treacă dincolo de cum e construit cosorul Moceanu și are partea fier și tu zici oasă și eu zic lemn și tu zici oasă. Deci, cu alte cuvinte, exercițiul esențial pe care evident că școala îl poate face și am să revin aici la tema testelor PISA. Stai puțin, mi-am amintit din școala generală un moment de neuitat, eram în clasa 6-a oră de fizică și doamna profesor avea un obicei care era chiar foarte folositor. Noi, firește, la vârsta respectivă, de multe ori ne zburau mințile pe fereastră, la propriu, băieții stăteau la geam să vadă, ne ridicăm să vedem dacă joacă cineva fotbal în curte, fetele stăteau mai spre cuier și mai discutau despre haine și fiecare cu ale lui. Și profesoara de fizică, doamna Aldea, nu știu dacă mai este în viață, dar mi-am amintesc cu mare plăcere, ne vorbea despre tot felul de, îmi cer scuze, nu de fizică, de chimie. Și ne vorbeam un dat despre mercur. Și ea avea acest obicei să spună partea lemnoasă, partea feroasă. Și a zis ceva la un dat de proprietățile mer. Și noi toți, care deja era rutină, am spus cu toții, toți din clasă fiind ceau și eram 40 și ceva. Deci a fost un cor impecabil cu cuvântul care completează elementul. În loc să fiți spus și voi hidrargirului și te închideați și comentația, v-ați luat de mercur. Exact, acum, da, așa că... Da. Cosorul lui Moceanu, ceea ce spune genială. Este felul următor. De pildă, un lucru pe care și evaluarea națională, cel puțin la matematică, l-a ratat big time până acum, român, văd că am mai revenit așa un pic, este exact acest exercițiu de a pune mintea copiilor la lucru. Iar de pildă, testările sau testele de tip PISA și mai degrabă, iarăși, în ceea ce înseamnă pregătirea pentru universități, prin alte părți de lume, testele SAT, deci sunt doldora de un singur lucru, de gândire critică, de a învăța, de a pune pe copiii să gândească. De pildă, prima secțiune, primul paragraf din exercițiile din ghidul pe diverse discipline și care se referă la ceea ce înseamnă literatură și verbal reasoning, deci cu alte cuvinte, literație verbală funcțională, primul paragraf spune așa: nu avem o listă predefinită de cărți. Important este să fii citit de orice natură, de orice fel, iar proporțiile de
exerciții pe care le veți găsi în test sunt de pildă, nu știu, 50% poezie anglosaxonă de secol nu știu care, 30% roman de secol 20 și așa mai departe. Prin urmare, lista de cărți este total deschisă pentru că jocul nu este ca toată lumea să citească Ion și Răscoala și Desculț și ce mai ai de citit acolo și Levantul. Important e ca din indiferent ce lectură, copiii să desprindă exercițiul analizei critice și nu exercițiul memorării pe de rost a comentariilor și a diverselor analize făcute de alți critici. Asta este de fapt o mare diferență și o mare problemă. Și atunci evident că neexersând componenta asta, atunci are loc această îndobitocire, ca să zic așa, și atrofierea exercițiului esențial de a ne pune mintea la contribuție. Și asta se manifestă în matematică, de fapt, negândită deloc și învățată doar pentru rețete de probleme, în literatură negândită deloc și învățată doar pentru referatele sau criticele învățate pe de rost, în imposibilitatea sau incapacitatea de a scrie cu cap și coadă un text coerent și respectiv, așa cum am menționat foarte bine, în pur și simplu atrofierea organului de înțelegere a vocabularului, de dicționarul firesc pentru fiecare dintre noi, acolo unde vocabularul se reduce la CSF, n-ai CSF și lucruri de genul ăsta. Asta e. Vă reamintesc, dragi... Da, așa este. LOL. Vă reamintesc, dragi prieteni, stăm de vorbă cu Marian Staș, expert în educație, București FM 98,3. O să te rog două lucruri. În primul rând, să traducem puțin adaptat la România. Ce înseamnă aceste teste PISA? Dacă și în ce fel folosesc? Și de asemenea o întrebare legată, atașată, din ce știi și sigur știi. În România există un număr semnificativ de specialiști care adaptează aceste teste la condițiile locale sau chiar mai mult decât atât, creează variante noi de teste PISA care să fie, să spunem așa, specifice pentru, cu aplicabilitate 100% pentru locul în care trăim. Cu îngăduința ta am să afirm faptul că în argumentul pe care l-ai dezvoltat acum ai cam pus așa cu un pic căruța înaintea boilor. Pentru că, de fapt, în orice sistem educațional, și am să mă explic, am să spun imediat de ce, în orice sistem educațional sănătos la cap, povestea testării vine pe cale de consecință, este efectul cauzei numite construcție curriculară, conținutul și așa mai departe. Și s-a întâmplat lucrul ăsta de mulți ani, măcar vreo 8 sau 9 ani, am semnalat lucrul ăsta și m-am dus la șefii Centrului Național de Curriculum acum vreo 7-8 ani, când au pus spre testare prima testare pentru copiii de clasa 6-a în cheie PISA, care era superbă, pur și simplu. Era extrem de frumos făcută și m-am dus, zic, bravo bă, sunteți deștepți. Decât că, ca să zic așa, doar că ea se bate cap în cap, e lume paralelă, lumea PISA, așa cum e făcută, e lume paralelă cu felul în care se face școală în clase, felul în care e construit planul cadru și felul în care e construite programele școlare. Pentru că n-am o problemă, oricine, dacă are minte deșteaptă și îi face plăcere și se pricepe la ceea ce înseamnă evaluare, poate să creeze orice fel de item, ca să zic așa. Dar esența unor astfel de examinări, unor astfel de teste, revine în primul și în primul rând la două componente importante, ca să simplific. În primul și în primul rând, aplicabilitate, deci arta și maestria de a transforma concepte teoretice în lucruri care să poată fi aplicate. Și aici nu fac apologia în proporție de 100% a practicii, pentru că practică fără o teorie deșteaptă bine pusă la punct e zero. Așa. Dar asta este prima componentă. Și a doua esențială, educă gândire critică. Variantele care sunt puse la dispoziția copiilor și ceea ce copiii au de făcut, în primul și în primul rând le educă gândirea, le educă arta și maestria de a crea raționamente, de a-și valida raționamente și de a ajunge la o soluție din 3-4 variante pe calea eliminării logice corecte a celorlalte 3 care nu sunt corecte. Asta face de fapt testarea ca atare. Ori în momentul în care eu construiesc baterii de teste care nu fac lucrul ăsta și care în proporție de 80% sunt de tipul cursorului lui Moceanu și nu generalizez, dar asta este una dintre păcatele evaluării la noi, atunci evident că n-am cum să ajung foarte departe, pentru că și atunci când fac de pildă testări, să zicem,
de tip PISA sau în cheie PISA, am a pregăti în cheia respectivă, am a exersa în așa fel încât la urmă să fiu în rezonanță, să fiu croit mental pe ceea ce înseamnă o astfel de arhitectură de probleme. Că le spun Raluca și Marius în loc de Joseph și Astrid, sigur că e o problemă, și acum am văzut așa mai mult la problema de matematică, au introdus din ce în ce mai mult, să zic așa, contexte românești. Dar dincolo de povestea asta, rămâne esența, și anume felul în care subiectele pe care le croim educă și testează și exersează gândire critică, logică, așa cum se cuvine, premiză, concluzie, gen proxim, diferențe specifice și toate lucrurile alea care țin de ceea ce înseamnă o minte limpede, pentru că altfel dăm repede în gar, pentru că nu avem ancorele necesare și atunci inventăm și noi ceva ca să avem senzația că am dat un răspuns coerent, dar neavând instrumentele, răspunsul se dovedește aiurea pentru că nu avem fundamentul croit, logic, așa cum se cuvine. Vreau să te mai întreb un lucru și o să ofer un citat pe care la vremea respectivă nu l-am învățat pe de rost, am dat peste el și din păcate împreună cu restul cărții și o să explic imediat de ce din păcate. Între aceia, auzindu-se la craiul această pradă, ce au prădat pătru vodă, au trimis creierul prehatmanul său pre Tarnovski cu oastea. Între aceea vreme, mare semnul s-au arătat pre ceriu, carile multă vreme au stătut. Face parte acest fragment din Letopisățul Țării Moldovei. Fragmentul este sub titlul Războiul din tâi, ce au făcut pătru vodă cu leșii la Pocutia. Și eu mi-amintesc că profesoara la vremea respectivă ne-a obligat să citim întreg Letopisețul Țării Moldovei. Efectul pe care l-a obținut, pentru că e o pagină de istorie, nu, la propriu, nu e glumă, o pagină extrem importantă de istorie a literaturii române. Extrem de important, unul din piloni de temelie, alături de scrisoarea lui Neacșu și așa mai departe. Da. Numai că efectul pe care l-a obținut, și mi-am nu era vorba doar de mine, noi am citit. În primul rând că la vârsta respectivă n-am prea înțeles mare lucru și doi, o vreme am urât literatura română pentru că o asociam cu acest text. Ori am sentimentul că un astfel de text complet este extrem de necesar pentru cei care cu adevărat studiază literatura română din vremurile de trecut și așa mai departe. Este cumva pentru specialiști deja, dar să oferi unui copil normal care nu lucrează cu astfel de termeni, cred că obții efectul contrar a ceea ce îți dorești. Așa am avut sentimentul atunci, așa cred și acum. Și din nou, apropo de ceea ce se predă și ceea ce se recomandă, lecturi suplimentare și așa mai departe, care știm cu toții că ce se recomandă e bine să le știi, că te întreabă la teză sau la extemporal, vreau să te întreb dacă nu cumva și acest drum este greșit din plecare. Am să folosesc aici, am și o opinia mea de nespecialist în filologie și în literatură, ci de om care îi place lectura, dar am să aduc aici în discuție două argumente de dată extrem de recentă, unul formulat de Mircea Cărtărescu și unul formulat de Radu Vancu. Radu Vancu este profesor și romancier, profesor la Sibiu și vorbea de literatura sau de felul în care se predă literatura în gimnaziu și în liceu, care de fapt omoară orice fel de emoție de trăire, adică de dezbracă sau elimină din ceea ce facem acolo, ceea ce înseamnă emoție, gust, artă și așa mai departe. El spunea, cred într-o literatură care se vede, Radu Vancu. Mi se așa, pare... într-o literatură care se vede, iar Cărtărescu a dat-o mai direct. Zice, bă, așa cum se face aici, e moartea pasiunii, asta nu e literatură. Și cred că e îndreptățit să se pronunțe el pe ceea ce înseamnă valoarea literară autentică. Acum, revenind la comentarii, aici este o chestie care iarăși e extrem de parșivă, foarte perversă, de a extrage texte și de a extrage de acolo, să zic așa, fragmente care să fie cu minți, digerabile, etc. Nu merg mai departe în argument. Dar în locul letopisețului pe care tu l-ai menționat, eu aș aduce numai degrabă tragere de amintiri din copilărie ale lui Ion Creangă, nu? Când făină în pod este cu rechi în poloboc de-a volna și se blochează, dar cu rechile ce sunt? De-a volna ce ar însemna ea? Pentru că e un întreg vocabular. Dar RTV-ul pe spatele copiilor la ce folosește? Așa, RTV, așa, RTV și așa mai departe. Prin urmare, e un întreg vocabular care pur și simplu este rupt. Prost, deci nu zic că e bine lucrul ăsta, dar e nevoie de un cu totul alt mecanism pentru a apropia, pentru a introduce
în conversația literară, de pildă acest tip de text, lasă ăla scris cu sute de ani în urmă, cu letopise și așa mai departe, în care foarte multe dintre, odată că structura frazei și structura propozițiilor era de veac 16 sau când a fost ea scrisă, așa, iar pe de altă parte sunt cuvinte, cum să zic, 80% de sorginte slavă, slavonă, care n-au cum să fie cunoscute. Deci n-am ce să înțeleg de acolo dacă nu operez așa cu un dicționar și cu un om de specialitate care să-mi limpezească atât vocabularul cât și structura semantică, sintactică a textelor respective. Prin urmare, de fapt, argumentul este de a discerne și de a alege care sunt cele mai potrivite, care sunt cele mai necesare, să zic așa, tipuri de texte, astfel încât copiii de pildă sau copiii de fapt să, cum să zic așa, să câștige dragul de lectură, să le facă plăcere, să înțeleagă sau dacă nu înțeleg să pună întrebările așa cum se cuvine. Și aici aș face așa, mi-am adus aminte acum, îți recomand și vă recomand celor care ne ascultați așa, dacă vă face plăcere, sunteți interesați, doamna profesoară Lăcrămioara Bosieru, profesoară de engleză, are niște postări încântătoare pe pagina dumneavoastră de Facebook legate de viața școlară și de ceea ce înseamnă, joacă un dublu rol. Are două pălări, o dată de profesoară de engleză și de profesoară de română. E încântător cum povestește despre felul cum apropie trama romanului Ion de copii, etc. Prin urmare, e, după părerea mea, un punct de inflexiune și un moment extrem de important din punct de vedere științific, literar, social, pentru a decide și pentru a alege calea cea mai eficientă, cea mai bună de a cultiva copiilor vocabular, logică, estetică, emoție, rațiune și toate celelalte ingrediente care concură la apropierea de un text adevărat așa. Și aici am să închei, nu mai aduc aminte exact, cred că era vorba de un text de Cezar Petrescu, dacă nu mă înșel, dat, cred că era una dintre variantele date la evaluarea națională la clasa 8-a, în care textul fusese așa de cenzurat, încât întreaga poveste era dată mult în spate și nu știam deloc despre ce e vorba, până când o doamnă profesoară l-a decodificat textul respectiv și în loc de un profesor, așa cum era în examen, de un profesor respectabil, stimat, care a cărui imagine era într-un mare fel, de fapt, întreaga novelă sau întreaga povestire dădea acolo imaginea unui personaj pervers cu totul și cu totul pe altă direcție sau pe altă linie de comportament. De cea dată de scriitor. Marian, încheiem aici și cu siguranță să mai discutăm, din fericire că ne reîntâlnim și discutăm cu tristețe sau din păcate, pentru că discutăm tot despre asta. Când am putea să vorbim bucurie, despre altele. Cu bucurie să continuăm conversația noastră și vă doresc toate cele bune. Propun să ne reîntâlnim, dacă ești de acord, când vor ieși de la secret, ca să zic așa, legile documentele, educative, da, să când ne se pronunțăm desec... pe da. Ceva. Sper să nu dureze ca la alte documente din istorie între 60 și 80 așa, de ani, că nu știu așa, dacă, da, nu știu dacă chiar prinde momentul ăla. Marian Staș, expert în educație, prezent toate cele bune și cu mare plăcere. Împreună cu Marian Staș, Răzvan Suleanu vă mulțumește vouă, dragi prieteni, ca de fiecare dată, ascultătorii București FM, pentru că sunteți alături de noi. Pa, pa! În comunitate, cu Răzvan Ursuleanu.